Salut și bine ați venit la un nou episod din Fit Fam. Suntem Petru și Hunor. Astăzi îl avem ca și invitat pe Mari Sergiu Daniel, care e luptător MMA și e din același aluat, zic eu, din care a făcut și Conor McGregor. Și sunt foarte curios să știu, și o să intru direct în bidă cu prima întrebare. Cum a început să practice MMA? Salut, în primul rând, băieți. Ca să răspund la întrebare, MMA-ul l-am început din cauza fratelui meu, deoarece am un frate mai mare, se numește Mare Ciprian. El este în pâine mai de mult ca mine, cam de pe la 21 de ani, acum are 29. Și prima dată el s-a apucat din cauza că voia să treacă la un sport mai complex. Și eu, văzându-l fiind cel mai mic, am văzut parcă aș vrea și eu, și eu fiind cam ca și el în trecut. Am văzut că el e campion național la Kempo. Da, a fost campion național și mondial la Kempo. Și mondial? Da, și mondial la categoria lui, da. La categoria full contact, cred. Da, la asta a fost. Și multe alte titluri. Deci el este un reper pentru mine. Un reper, un target, o țintă, orice, un dușman în toate. Acolo în față mă iau după el, pun la sou și leu. Asta e blană. Da. Am văzut că Kempo înseamnă legea pumnului cumva, sau maestru în pumn sau ceva în genul. Da, Kempo așa a venit adus, dar Kempo este de fapt este Federația Română de MMA, așa se numește la noi, Kempo. Este Federația Română de MMA pentru amatori. Fiindcă MMA-ul la noi în România nu este un sport așa, cum să zic eu, mediatizat, popular. Da, mediatizat sau băgat în rădăcinile sportului național. Este mai mult un sport independent și nu sunt, să zicem, atâtea sponsorizări pe cât am vrea sau să fie consilii locale sau chiar, nu știm, primării și multe altele. Care să fie implicate în organizare. Da, exact, să ne ajute. Și pentru asta rămâne datoria clubului, fiindcă sunt cluburi independente să-și caute sponsori și de toate. Deci e cum ar fi pe cheltuială proprie, nu-i... Da, ca și exact ca și culturismul. Exact, același lucru. Da, ăsta se reveni la întrebare, că cum ai început să practici? Adică care a fost călătoria? În prima fază, la vârsta de 4-5 ani, să zicem, cu aproximație, eu eram la modul, nu chiar, hai să nu zicem obez, nu vreau să exagerez. Aveam un 40 și ceva de kilograme, că știu, și 1,20 m, deci eram cam 1 m³, cum s-ar zice, știi? Așa, măsurabil. Și, na, fratele meu, pe de altă parte, el avea 12 ani, fiindcă mai mare ca mine cu 7 ani, era așa, un ectomorf din ăsta la bază, bine fit, abdomene din ălea, avea un abdomen din ăla plat, așa zicem, de fibră, doar din cauza la faptul că era slăbut și așa e el, ca și genetic. Eu, să zicem, m-am fost un pic altfel, mai mâncăcios. Eu sunt al treilea copil din familie, eu am mâncat mai mult ce a rămas. Și eu eram așa, mă uitam la el și mă gândeam, mamă, frate, și eu vreau pătrățele. La vârsta de 5 ani eu aveam complexul ăsta că eu n-am pătrățele. Și țin minte, aveam un câine de lup și mă gândeam că dacă o să alerg, mamă, o să slăbesc. Bineînțeles că nu era așa. Cubul încă nu s-a făcut rotund, dar na, a urmat pe urmă. Și tot mă gândeam, bă, dacă fug cu câinele, mai slăbesc, nu știu ce. Și atunci am început ca și, să zicem, puțin sport. Ai noștri lucrau în ture pe perioada aceea. Sora mea, fiind prima născută, atunci lucrarea de bacalaureat, ceva, cred că cu desen tehnic, habar n-am, deci era ocupată.
ai noștri erau prinși pe aceeași tură pe zi și trebuia să rămân cu cineva. Am rămas cu fratele meu, frate care pe atunci făcea lupte libere. Le făceam aici, unde locuiesc eu, în Apahida. Lupte libere, adică lupte greco-romane? Un fel de. Luptele libere sunt puțin mai complexe și au mai multe procedee. Luptele greco-romane se bazează mai mult pe lupte pe brațe, pe când luptele libere ai voie și luptă la modul poți să prinzi de picioare sau... Și un cerc. Și un cerc în care trebuie să rămâi, nu? Da, este un cerc în care tu ești punctat. Dacă scoți din cerc, ești punctat, de exemplu. Sau sunt procedee pe care ți-ai puncte și, în mod normal, trebuie să ajungi să-i faci tuși. Tușul fiind să-l pui pe spate și să fie numărat de trei ori. Bun. Da, da. Revenind. Fratele meu, ce putea să facă? Ziua aceea, eu zis, ai mei, bă, azi rămâi cu fratele tău. Bine, ce să fac și eu? Eu având 5 ani, ce au zis? Hai cu mine. M-a luat cu el, m-am dus la sală. Și ții minte, era o sală de sport. Hai că ții minte, că încă o văd aici. O sală de sport. Și noi trebuia să punem saltele, prelată peste, deci numai pur și simplu pusul de chestii pe chestii, era o încălzire la modul propriu, plus încălzirea de după. Am început așa, mi-a zis domnul antrenor, el, frate meu, el l-am adus că azi n-are ce face. Stăteam pe bancă, mă uitam și face antrenorul vânzându-mă așa mai pătrățos. Dar ce, nu vrei să te miști și tu? Am zis, ba da, hai să vedem. Și se dădea peste cap, prima dată așa în față. Pentru mine era foarte ușor, fiind așa mai preeminent, mă dau peste cap, era ceva de la natură, știi? Deci mă dădeam peste cap, trebuia să mă oprească cineva, adică la modul în cap, hai să-l oprim. Și la vârsta de 5 ani m-am apucat de lupte libere și eu, după acea întâmplare cu fratele meu, el mi-a descris drumul fără să vrea, să zicem. Și de atunci am început, să zicem, viața sportivă, din pur și simplu dorința de a fi mai sănătos și a evolua, a fi mai... avea în primul rând un corp mai sănătos. Deci practic sport de la vârsta de 5 ani și primul pas a fost lupte libere și efectiv primul match de MMA a fost acum cât timp? Acum, primul meci de MMA la profesioniști a fost acum un an și un pic. A, dar primul meci la amator, că tot MMA lui. A, la amator, cred că de vreo 3 ani și ceva. 4, poate. Cam așa să zic. Și cum a fost? Adică ai simțit genul ăla de emoție în care, că eu țin minte când am participat la primul concurs, efectiv mi s-a uscat așa un pic gâtul, știi, când m-am suit pe scenă. Adică simțeam așa că valuri în interior. Normal că simți o emoție, atâta că pentru mine pur și simplu era un pic de emoție în cauza faptului că știam că fratele meu, el în perioada aceea era plecat în Danemarca, pregătire. Deci el era departe și eu eram doar eu, antrenorul și oamenii de lângă. Adică erau competițiile de amatori, sunt la modul, suntem 100 de sportivi și pe rând. Deci nu pe saltea, normal, ca la lupte libere, pe saltea de genul tatami. Și pe rând, de 3 runde de test, să zicem, ar veni la amatori. Cu mânuși mai bombate puțin, cu tibiere în picioare și cască. De fapt, la MMA a fost fără cască, doar la kickbox. Fiindcă am participat și la kickbox. Asta zic, deci au fost și lupte libere și kickbox și după aceea MMA. Că MMA înseamnă mixed martial arts. Știi, asta da, înseamnă deci, că le amestești toate procedeele, nu? Da, luptele libere le-am practicat până la vârsta de 12 ani și ceva, să zicem. Până când, hai să zicem 13, până ce am avut ceva examen acela de a 8-a și am făcut o mică pauză și după tot voiam să mă apuc de MMA, ai mei nu voiau, fiindcă deja fratele meu era băgat și au zis că e de ajuns el și eu eram la modul, hai, vă rog, am zis că încă nu, tu vezi de școală, tu înveți, aia e, bine. Și așa, cred că de un Crăciun sau ceva de genul,
mi-au zis ai mei că mi-au făcut cadou viza de te poți duce la MMA. A fost la modul mi-au dat cartonaș și poți să mergi la MMA. A zis, Doamne, ajută. Frate, mai era la modul numai bine, era fai, hai numai, hai. Da, era... poți să te bat într-o medie organizată da, acum. Da. Acum te pot bate legal. Dar cum de ai rămas la MMA? Și, adică, ce diferențe ai văzut la celelalte sporturi de contact și la MMA? În primul rând, totul pleacă din lupte. Luptele libere sunt un sport care stau la baza MMA-ului, de exemplu. Faptul ducerile acestea la sol, fiindcă asta înseamnă lupte libere, ducere la sol, este, să zicem, o jumătate din arta mixed martial arts, fiindcă este stand-up și luptă la sol. Adică sus, striking, box, kickbox, toate tehnicile de luptă din picioare și tehnică de luptă de jos. Și tu, ca să ajungi jos, trebuie să știi să faci procedee care le iei din lupte libere, judo, jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Exact. Bun. Și la fel și eu, adică la modul, la lupte libere, la început nu a fost de performanță, a fost pur și simplu, v-am zis, să mă simt mai bine. Deja pe la 8 ani am început să particip la concursuri. Recunosc că îmi luam câte o bătaie la modul, mă băteau fiindcă eram pe categorii, la fel ca la culturiți, la voi. Da. Și pe categorii aveam 40 de kg, că nu dădeam așa jos. Deci nu a fost mamă, deci m-am apucat de lupte, am dat jos. Povești. La 40 de kg, la 8 ani, să zicem, mă băteam, n-aveam categorie la 8 ani și mă băteam cu de-aia, de 11-12 ani. Să zicem, pe atunci erau mamă, băieții mari. Și vă dați seama, îmi dădeau aia câte o bătaie de mă cântam după, de venea antrenorul, hai că imediat te bați din nou. Ziceam, mamă! Și hai să zicem, până pe la 9 ani și un pic ce mi-am reglat categoria să fiu, să rămân la o înălțime de 1 metru, să zicem 60, să am acolo 40 și de un pic de kilă. Eram deja, să zicem, mediu ca și formă. Am început să fiu în ascensiune. Adică ai început până să mai și câștigi. Da, am început să câștig. Da, mai câștigi, mai pierzi, aia. Până pe la 12 ani am fost și la calificări pentru naționale. Deci a fost un drum anevoios, dar ușor am evoluat. Și pentru mine a fost experiență din cauza că m-a disciplinat foarte mult și m-a făcut să văd de fapt că sunt o persoană destul de puternică din cauza faptului că singur mi-a luat deciziile. Da, știi ce? Iarăși curios. În momentul în care te pregătești pentru un match, practic aveți un antrenament specific și specific de MMA. Da, trecând la partea de MMA. O pregătire pentru un match este diferită de o pregătire pur și simplu așa de mentenanță. Cum este și în culturism, ai mentenanța și ai pregătirea, ai cutting înainte de, exact. De competiție. Exact așa este și la noi. Avem un training camp, depinde mai mult, 3 săptămâni, 4 săptămâni, 5 săptămâni, depinde de cât de repede poți primi meciul. Adică dacă acum te sună, să zicem, vrei să te bați peste o lună jumate, deja în 4 săptămâni intri în training camp. Dacă nu poate chiar în 6 săptămâni. Și ce presupunem training camp-ul? Training camp-ul, diferit față de antrenamentele normale. De mentenanță. Se crește intensitatea. De exemplu, pauzele între reprize se micesc. De obicei, un antrenament ține cam o oră jumate. Într-o oră jumate, să zicem, sunt cam 15 runde de exercițiu. Bun. Noi facem, de exemplu, sparring-uri. Sparring-uri este la final de săptămână sau la început sau la mijloc, depinde cum decide antrenorul. Fiecare sală are percepția ei despre când să-l pună. Sparring-ul este, de fapt, rulaj cu partenerul de luptă. Luptă mai light, undeva la un 30-40% forță, maxim cât zice antrenorul, niciodată 100%.
Deci este simularea de luptă. Faci exact ce ai învățat, nu zice nimeni nimic ce să dai, tu faci, ești doar tu cu un partener, se termină runda de 5 minute dacă este pregătire de meci, runda de 3 minute dacă este doar de mentenanță. Cel puțin la noi la sală. Bun. Termin cu un partener, mergi alt partener. Schimb foarte multe tehnici. Dacă te lupți cu un tip, este foarte bun pe partea de sus. Lupți cu următorul, este bun pe partea de jos. Cam asta este sparingul. De exemplu, sparingul este că în perioada competițională poți să-l crești la 2 sparinguri pe săptămână. Deci chestii de genul. Antrenamentele, să zicem, pur și simplu, combinații cu partener. Dacă ești în pregătire de competiție, nu mai lucrezi cu un partener, poți să lucrezi între unul. Amândoi se luptă, fac cu tine. Asta îți limitează ție mai mult pauza, fiindcă dacă faci cu unul, dai tu de el. Însă dacă faci cu doi, dai cu unul, dai cu celălalt, dai cu unul, dai cu celălalt, dai într-una. Deci 5 minute ești constant în mișcare. Bun. Altceva. Dacă știi adversarul, de exemplu, știi tehnica, știi că este un bun luptător la sol, să zicem, și știi că vrea să ducă la sol, antrenorul o să vizualizeze meciurile lui, la fel, împreună cu tine, și o să luptați astfel încât să fii pe stilul lui. A, deci să faci și o strategie. Întotdeauna este strategie. Se face strategie înainte de meci. În această perioadă încerci să-ți valorifici de fapt punctele tale forte, la fel ca și în fines. Exact, încerci să-ți scoți afară ceea ce ai tu mai bun. Nu încerci să faci artificii acum. Nu e perioada în care să îngrași porcul, să zic așa. Mai poți învăța o tehnică, două, maxim așa în plus, să le adaugi la, să zicem, tehnica ta de luptă, fiindcă până la urmă chestiile astea sunt automatisme. Deci le înveți și îți vin fără să te gândești aproape. Deci îți vine pur și simplu. Ți le-ai incorporat și cu alea faci. Și la modul ăsta le exersezi până când ajungi să fii atât de bun că ele să nu te poată prinde. Asta e foarte interesant, că practic pentru fiecare adversar se personalizează, adică se studiază meciurile, trebuie să știi ce trecut sportiv a avut, știi, de exemplu, dacă a practicat jiu-jitsu sau lupte, cum ai practicat tu, știi, și practic are tendința să-și dorească să te ducă la sol, să încerci să păstrezi sus, practic, unde e punctul mai slab, oarecum, nu? Normal, da. Și încerc să vezi cum poți să-l prinzi și cum să nu te prindă. Deci, bine, acestea sunt numai strategii foarte mult față de culturism, fiindcă mă rezum la voi că voi sunteți. Da, faci analogii. Fac un pic de analogie. La voi, cel mai greu este, să zicem, pe parcurs. Adică tu trebuie să tragi zi de zi, la fel și la noi. Adică și eu sunt cu fitness-ul, dar fac așa un mic de... La fel și la noi, deci trebuie zi de zi la antrenament. Dar pentru tine contează foarte mult forma ce ai până în ziua Z. Deci dacă ai ajuns în ziua Z, în ziua Z nu poți să faci foarte multe ajustări. Adică ți-ai făcut treaba în alea zilele din spate, în zilele din spate. Da. Ți-a dus corpul la apogeu. La noi, ziua Z, în primul rând, există cântar cu o zi înainte de meci. Da, asta voiam să întreb. Asta era ultima întrebare și după aceea o să-i dau cuvântul lui Hunor. Asta e prima luptă și la noi. Prima luptă e cu cântarul. Avem categorii fixe. Trebuie să fim categorie, dacă ai marjă de 500 de grame, e bine. Dacă nu, la fix cât se zice. Eu, de exemplu, mă lupt în 66 de kilograme. Cea mai mare slăbire am făcut-o din 81 în 66 de kilograme, de exemplu. Pentru ultimul meci am slăbit din 77 în 66. Da, știu că te-am urmărit în vestiar. Da. Și asta vreau să zic. Asta e prima luptă cu cântarul și a doua zi vine lupta cu adversarul. Problema este că la noi diferențează foarte mult. Poți să ai o pregătire foarte bună în spate, să ai un training camp impecabil, orice. Dacă starea ta din ziua aceea, pur și simplu, nu te simți bine după slăbire, ai o stare așa mai de, nu știu... Latentă, da, ești... N-ai o zi bună, să zicem.
nu ești bine, nu ești motivat, nu te simți la fel de puternic, nu ai acel nerv, să zicem. E de ajuns ca meciul tău să fie ruinat. Poți să intri în meci cu atitudine la pământ și poți să-l pierzi cu toate că ai avut un training camp impecabil. Bine, sunt cazuri și cazuri. Nu zic că există și cazuri care am intrat așa și eu am avut momente. Contează să știi să te automotivezi și contează să-ți găsești un mod prin care să fii concentrat și prin care să te simți bine de ceea ce faci. Îi dau cuvântul colegului meu maghiar. Sunt curios ce erai tu după un antrenament sau după meciuri, pentru recuperare mă refer. Diferă puțin. După antrenamente, fie că este MMA, fie că este cam orice tip de antrenament puțin mai intens, în primul rând am o hidratare foarte bună, un accent pe hidratare, asta fiind așa în termeni mai științifici. Hidratare bună, încerc să stau bine cu nivelul de carbo, vreau să am minim 100 de grame de carbohidrați după fiecare antrenament să mă pot recupera, proteinele undeva la 50 de grame și să zicem așa ca un asta e așa un obicei de recuperare. Îmi place muzica, îmi plac plimbările. De exemplu, după antrenamentele de MMA care le-am avea de obicei seara, este că ajung acasă, fac un duș rece, dacă nu se poate la sală cum este acum perioada asta. Deci un duș rece mă face să mă simt mult mai bine, mă relaxează. Deci folosești dușul rece după antrenament. Duș rece după antrenament, căștile pe cap, îmbrăcat și o plimbare în care îmi reflectez ce am făcut și mă gândesc ce a fost bine, ce n-a fost, ca data viitoare să încerc să îndrept, să fie mult mai bine. Sau cât de puțin mai bine. Deci, practic, tu asta după antrenament sau după după meci? Antrenament. După antrenament. Deci, practic, după tu antrenament. Faci așa o gen recuperare. Îți faci tema de casă, ca și cum ai venit de la școală și te apuci direct de tema de casă. Nu este neapărat tema de casă, tocmai plimbarea asta așa și cu muzica mea care îmi place, ascult muzică, de exemplu. Da, am înțeles, dar tot la mișcările din antrenament te gândești. Da, da, mă gândesc și la acela, dar mă gândesc așa la cum mi-a decurs ziua și final antrenamentul. Îmi fac o sinteză asupra zilei și văd chestiile pozitive și cele negative. Faptul că la antrenament am mers bine. Deci faci așa o listă pentru chestiile pentru care ești grateful pe ziua respectivă. Da, este ceva ce mă încarcă și mă face ca a doua zi să pornesc din nou hotărât, cu toate că noi terminăm la ora 10, să zicem, și termin, să zicem, seara la 11, cu totul, cu mâncat, cu puțină relaxare, termin la 11 și a doua zi la 7 ești în picioare. Este un program mai alert, asta este. După meciuri diferă. După meciuri depinde. Că sunt câștigate, că sunt pierdute, ești puțin, să zicem așa, bubuit sau ești plin de adrenalină. Poți fi fericit sau trist. În primul rând, stai jos sau te plimbi puțin. Te relaxezi, încerci să-ți calmezi ritmul și nu te gândești foarte mult la ce s-a întâmplat în meci. Pur și simplu lași să curgă, lași nervii să iasă afară, dacă ai nervi sau emoțiile sau adrenalina, ai terminat, te calmezi și pur și simplu, e o gură mare de aer, te întinzi puțin pe jos dacă este nevoie, începi să te hidratezi, niciodată nu o faci la modul mai terminat meciul, dăm 2 litri de apă. Asta e dezastru. Adică o să o dai pe afară. Și după, să zicem, vine așa o perioadă de reacomodare. Te îmbraci, faci duș. La fel, duș rece. Eu prefer dușurile reci, personal. După antrenament, eu prefer reci. Da, mă gândesc. După antrenament, noi nu știi ce, pentru că ăsta îți reduce un pic inflamația dacă faci duș după antrenamentul de forță și practic nu mai crești la fel în masă musculară, dar asta e excepție, că în rest le facem reci, chiar suntem fani, ăsta ne-am dușul rece cu unor.
Și mi s-a părut foarte interesant ce ai zis, că în momentul în care, de exemplu, ai terminat o zi de an cu totul, stai și reflecți și te gândești cum a fost ziua și ce ai simțit și cum ai fi putut face să fie mai bine. Asta mi se pare o tehnică extrem, extrem de bună. Mi se pare una dintre modalitățile cele mai bune de a, practic, a deveni o persoană mai bună față de ziua anterioară. Foarte. Asta fac și eu, asta practic și eu. Mi se pare foarte. Da, e o chestie. Eu unul sincer, cred în evoluție. Adică la modul, vreau să fiu mai bun, pot să fiu mai bun. Nu cred că nu pot să fiu mai bun decât, adică eu la modul am pornit cu, la 5 ani cu un corp, la mod eram așa o lebeniță din aia de 40 de kg. Și am ajuns în punctul în care, să zicem, mi-am atins niște obiective, dar pur și simplu nu pot să fiu mulțumit doar cu atât. Și disciplina m-a învățat că prin hotărâre, ambiție și toate cele, poți. Deci se poate orice. Prin asta încurajez pe oricine să se apuce de orice sport, nu neapărat sport de contact, nu sală, pur și simplu un sport prin care să, nu știu, să-și depășească condiția, să zicem exact. Așa. Da. Adică sau pur și simplu să-și demonstreze că poate fi mai bine ca și ieri. Da, exact. Că până la urmă e o formă de a câștiga respect față de tine, știi? Da, de și încă o chestie, nu doar să te gândești că poți să fii mai bine, trebuie să conștientizezi și că poți să fii mai rău. Adică, și să conștientizezi că poate fi mai rău ca ieri, dar trebuie să faci, să te gândești, ce să faci mâine, ca mâine să fie mai bine ca ziua de ieri. Dacă ieri a fost rău, trebuie să te gândești azi ce să fac să fie mai bine. Nu s-a putut azi, trebuie să te gândești cum poți să fac mâine. Să crezi că o să poți să depășești orice. Da, da. Mi-ai spus de adrenalina de după meci și parcă spuneai că terminați antrenamentele cam pe la 10 seara. Cum îți este calitatea somnului din cauza adrenalinei? Adică reușești să dormi destul de adânc? Te mai trezești noaptea sau cum ești? Nu, deci în antrenamente nu este, să zicem așa, adrenalină. Deja ajunge să fie o obișnuință. Și antrenamentele de genul MMA, box, kickbox, contact, antrenamente de sport de contact, de exemplu, nu sunt așa pline de adrenalină pe cât crede lumea. Mamă, mergi acolo, te bat, ta-na-na. Nu. Este pur și simplu un antrenament, să zicem, bazat pe cardio și un rulaj foarte mare psihic. Adică la modul trebuie să te gândești, să faci niște mici ajustări ca tu să dai corect. Ca antrenorul să se uite la tine, să vadă și să zică ce nu faci corect și ca tu să încerci să îndrepți. Pur și simplu un mic unghi din vârful piciorului, un mic unghi din vârful cotului. E ceva aici, te roade și pur și simplu termina antrenamentul, un duș rece, ajungi acasă, crede-mă, te pui în pat. Deci somnul ăla, știi cum, 5 minute te-ai etat maxim pe ceas, nu cred că a pus să-ți numeri de 5 minute și ai adormit. Și somnul ăla a plăcut. No, super, super. Că multă lume, când face seara sport, nu mai reușește să doarmă ca lumea. Probabil, depinde. Asta este influența și de ce consumă înainte și multe altele. Și normal că dacă tu rămâi cu multă energie neconsumată, corpul tău o să fie în... Apropo, ăsta, și... câte antrenamente faci pe săptămână? Pe săptămână vin cam cu tot cu sală sau fără? Cu tot. Adică că și ăla intră la antrenament, numai că nu-i specific. Să zicem undeva la 10. 10 sau chiar 12, depinde de perioadă. Hardcore. Da, e un pic hardcore, dar sunt diferențe. Unul e dimineața și unul e seara. Care e diferența de stare pe care ai simțit-o la primul pumn primit vreodată versus acum, când e așa o chestie de zi cu zi? Adică la ce te-ai gândit primul tu prima dată când primul, ai primit un pump super nașpa? Primul pump pe care, să zic, l-am luat, normal, ca și toți alții, cred că în copilărie toți am luat un pump, nu cred că există unul să zică, bă, n-am luat un pump când era mic, e mincinos.
normal, când am luat, să zic așa, să-mi aduc aminte, normal, m-am luat o senzație așa, îi dau și eu una și i-am dat una, deci a fost, mi-a dat, i-am dat. Uh-huh. Așa, panică, parcă îmi stătea inima așa în loc și adrenalină, pur și simplu, nu știu, ceva incontrolabil. Uh-huh. Față de acum, în afară, să zicem, de antrenamente, că în antrenamente sunt obișnuit să iau pumn, ca și oricare altul. Să zicem și pe stradă, dacă ar fi să iau un pumn, aș fi altfel. Adică la modul, când ești un sportiv, de exemplu, de care face de performanță, sport de contact, cel puțin pe stradă te gândești înainte ca cineva să dea un pumn, fiindcă te gândești, omul ăsta nu știe ce face. Eu dacă îi dau un pumn, probabil poate păți multe. Da, și te atunci... Te gândești la urmări. Ești mai responsabil, mai disciplinat. Da, exact. Și acum niciodată nu să... Încerc să evit mai bine. Încerc să evit, cred că de când m-am apucat de sport, nu chiar de când m-am apucat, dar nu sunt fan violență pe stradă sau orice tip de violență manifestată, necontrolată. Fiindcă, în primul rând, oamenii, chiar de ținut, cei mai periculos sunt oamenii care nu practică asta. Adică un om care nu știe, o să dea cu pumnul cât o să poată de tare. Deci, cred că deseori vedeți oameni care poate sau nu m-au au lovit cineva pe stradă sau au făcut ceva și au rupt degete sau pumni inflamați. Sau... Deci, în primul rând, se lovesc ei pe ei și se întâmplă o grămadă de nerorocire. Adică îi dai una la cineva, pur și simplu, alunecă, dă cu capul de o bordură. Da. Știm tot ce poate ieși. Pe când un sportiv ce se ocupă cu asta știe că, bă, poate îi dau una, sau depinde cum îi dau una, poate să pățească multe. Da. Și la modul, un pumn dat de un sportiv este un pic mai diferit. Mm-hmm. Însă, să zicem, noi care am făcut lupte libere, jiu-jitsu, judo, MMA, de exemplu, sport de contact cu prize, avem puțin noroc, fiindcă putem să ne imobilizăm persoana din față și putem să, nu știu, să cizelăm situația. Chestia asta. Da, exact. Adică la modul pur și simplu faci cumva, îl pui jos și zici, omule, liniștește-te sau nu-i cazul și arăți că nu, nu-i loc de așa ceva. Mm-hmm. Bine, cel mai bine e să nu fie. Deci asta e. Mm-hmm. Mersi mult pentru că ne-ai acceptat invitația, Daniel. Daniel. Sergiu. Și ăsta, poți să le spui ascultătorilor unde te pot găsi? Desigur. Am pagina de Facebook, Marius Sergiu, sau pe Instagram, Marius Sergiu 99. Poate să urmeze să-mi fac și un canal, dar asta mai pe viitor. Rămâne de văzut. Și TikTok, ceva. Și site-ul clubului de MMA. Clubul se numește MMA Transilvania, exact la fel se poate găsi și pe Facebook și pe Instagram. Există și pagină de YouTube. Eu îl recomand, avem antrenori și avem un staff pur și simplu primitor, cred că printre cele mai calde pe care le puteți găsi în țară. La modul la noi avem o atmosferă 100% plăcută, caterincă, toate cele bune. Avem antrenori foarte bine pregătiți și dornici să antreneze. De exemplu, avem grupă de copii până în 10 ani, plin, o grămadă de copii, grupă de începători, intermediari și avansați. Ceea ce vreau să zic este că lumea de obicei se teme că mă duc acolo, mă bat aia. Nu. Dacă te apuci ca și începător de un sport, indiferent, contact, fitness, orice ar fi, acum o să mă rezum la contact și în particular la noi la club. Nu o să fii băgat niciodată cu luptătorii sau cu oamenii care fac de mult timp. O să începi, pur și simplu, antrenorul o să te evalueze. În ce stare ești, cum ești și o să vadă. Bun, o să începi de la începători. Și la fel,
vreau să zic că multă lume crede că lumea vine, mamă, merg acolo să se bată. Nu, mulți oameni vin pur și simplu să se relaxeze, să facă sport. Scape de oameni de afaceri, oameni, exact, oameni cu familii, pur și simplu vin să se de și să se simtă bine, să se miște, să fie mai sănătoși. Cei mai mulți sunt, cum v-am zis, oameni normali, deci nu care fac de performanță. Mm-hmm. Și pe măsură ce evoluezi în cunoștințe, te întreabă antrenorul, uite, poți să pleci la grupa de intermediar, puțin mai bun, în niște, să zicem, tehnici puțin mai evoluate, poți să înveți mai mult. Și poți să ajungi chiar la grupa de avansați. Avem oameni la grupa de avansați care nu sunt luptători, adică care nu fac ca să lupte. Pur și simplu, sunt oameni cu cunoștințe care vor să facă mișcare la modul cu oameni pricepuți. Mm-hmm. Și când zic grupa asta de avansați, nu sunt oameni de, să zicem, 30 de ani în sport, nu sunt oameni de un an în sport, sunt oameni care au avansat pur și simplu. Deci suntem de la 16 ani până la 30 de ani, 40 de ani. Deci nu există limită. Sky is the limit, cum s-ar zice. Mersi mult, Sergiu, și rămâne să ne vedem, în sală. Da, ne revedem. Să nu uitați să apăsați butonul de subscribe și pentru viitoare topicuri sau pentru viitori invitați care doriți să-i aducem, să ne lăsați un coment. Până data viitoare, multă sănătate. Bye bye. Salut, ciao.